Bun găsit! Astăzi vom pregăti un pilaf de orez cu un pic de sos de roșii. Este un pilaf foarte, foarte gustos și se poate consuma alături de o aripioare, că o să fac și aripioare la cuptor, sau de carne, sau ce doriți dumneavoastră. Deci avem nevoie de o ceapă. Eu am o ceapă verde care am tocat-o mărunt. Un morcov, 50 de mililitri de vin alb, un pic de sare, un pic de piper, ulei, sos de roșii, l-am făcut în casă eu, deci este făcut de mine, și 110 grame de orez. Mai întâi punem uleiul într-o tigaie și ceapa să o călim ușor. Am călit ceapa foarte ușor, adăugăm orezul, care între timp l-am spălat foarte bine și l-am scurs. Lăsăm orezul să se înferbânte. Deci, când orezul este fervinte, îl putem atinge ușor cu palma. Vedem dacă este fervinte, turnăm vinul. Lăsăm câteva minute. După ce s-a evaporat vinul, adăugăm și morcovul. Amestecăm. Și adăugăm apă. Eu am pus 300 de mililitri de apă. Dacă mai este necesar, mai adăugăm. Și lăsăm să fiarbă. Între timp am scos aripioarele din cuptor pe care curățat foarte bine, le-am spălat și le-am dat un clocot, am aruncat apa, apoi le-am pus în tavă și am făcut un mix de usturoi, boia de ardei dulce, piper, sare și ulei. Am mai adăugat un mix de ierburi aromatice. Am uns fiecare aripioară pe amândouă părțile și uitați cât de colorate și de frumoase au ieșit. De frumoase sunt. Așa arată aripioarele noastre. Foarte frumos colorate și foarte gustoase. Orezul nostru este aproape fert. Punem 3-4 linguri de sos de roșii și mai lăsăm 5 minute să fiarbă. Apoi adăugăm sare, piper și un pic de pătrunjel la sfârșit. Pilaful nostru este gata. Am adăugat și pătrunjel deasupra. Are un miros foarte, foarte bun. Se poate mânca și simplu, se poate adăuga parmezan sau alături de carne. Pilaful nostru este gata. Am pregătit și o salată. Cu aripioare. Eu sunt Iuliana, vă mulțumesc că m-ați urmărit, dacă v-a plăcut rețeta mea, vă mai aștept cu drag și la următoarele rețete. Vă doresc toate cele bune!